Ziua ADN-ului a fost marcată la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad printr-un simpozion interesant, în care s-a pornit de la istoria descoperirii ADN și până la cunoștințele medicale avansate din zilele noastre. În aceasta, în 25, sărbătorim descoperirea sau publicarea structurii moleculei de ADN, așa că am avut o prezentare mai mult așa istorică despre cum și ce s-a făcut până când s-a descoperit această moleculă de ADN și, bineînțeles, ulterior toate lucrurile bune de care noi, societatea în general, am beneficiat pe urma acestei descoperiri și mai ales medicina. Am avut și o serie de activități pentru studenți și pentru copii. Văd că cel mai căutat este standul unde se face extracția de ADN din saliva, așa că își pot lua propriilor ADN acasă sau și l-au luat deja. Avem și un concurs, cel mai cool DNA este premiat și ne bucurăm că au venit studenții în număr mare și le-a plăcut foarte mult. Studenții prezenți în număr foarte mare au învățat și despre amprente. Prezentăm studenților amprenta degetelor și importanța lor în genetică. În timpul săptămânilor 10 până 24, se formează creste pe epidermă și crestele alea rămân toată viața. Deci nu se mai schimbă modelul și dimensiunea, ăla se schimbă, dar forma nu se schimbă. Studenții și-au prelevat material genetic și au făcut spirala vieții. Aici avem un pom ADN, iar participanții la concurs trebuie să pună biluțe corespondente pe pom. Și într-un final o să reprezinte un ADN. Un astfel de eveniment foarte interesant a atras un număr mare de studenți, mai ales că s-au întrecut și în ADN. Mulțumim universității pentru un eveniment atât de reușit. Am învățat despre istorie și ne-am luat și propriul ADN. Acțiunea este una de tradiție, iar anul acesta a ajuns la a 10-a ediție cu prezentări despre istoria ADN, lucrări practice și concursul de desen Cool ADN.